Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică mai multe proiecte de hotărâre de guvern, printre care și unul potrivit căruia data de 5 iunie să fie stabilită pentru organizarea alegerilor locale. Un alt proiect vizează calendarul acțiunilor din perioada electorală a alegerilor locale. Mai exact, cu 30 de zile înaintea datei votării, vor trebui aduse la cunoștință publică numărul circumscripțiilor electorale, delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare, precum și sediile acestora. Pe 26 mai 2016 ar urma să fie tipărite buletinele de vot. În ziua în care percede data alegerilor, pe 4 iunie 2016, la ora 7, se va închide campania electorală.